Salut la Tetele Journal. Je veux salut pe noul prezident de la Republica de France, Monsieur Emmanuel Macron. De la mine, respect maxim, Emanuele. Deci, Monsieur Prezident, je vais vous questionner qu'est-ce que vous avez préparé pour aujourd'hui. Cam asta ține o minte de la limba franceză care am învățat-o în liceu. Și mai știu una. Bonjour, camarad, profesor. Dar să revenim. Domnule Emanuel Macro, aveți un nume care mi amintește numai de lucruri extrem de plăcute, care eu mă uitam la serialul erotic Emanuel când eram mic. E drept că mă uitam cu pantaloni în vine, dar și așa era pentru mine foarte plăcut. Într-un fel, numele de Emanuel este printre primele mele iubiri, cum a fost la dumneavoastră avec la Madame Profesor de francez, cu care v-ați și căsătorit. Cu această ocazie, Emanuele Dragă transmite Silvu Ple salutări de mâini doamnei pentru Madame Brigita Macron. Să vă trăiască franțuzoica! Apoi, aș vrea să transmit și ca un fel de urare la Marine Le Pen sau Marine Le Penis care a pierdut aceste alegeri. Doamna Le Penis, nu fi supărată, padiu tu, supărat este acum Vladimir Putin, că i-ați mâncat bani în această campanie. În drum spre Moscova, eu vă aștept aici la mine, în România, ca să ciognim un pahar de vin sau șampanii din alea scumpele. Am auzit că francezii bea vinuri și șampanii vechi, deoarece le crește valoarea și se face mai gustoase. Eu anunț pe Madame Le Pen că deja am pus la învechit un pet de bere furat de mine special pentru ea. Mai vreau ca să o asigur atât pe Madame Le Pen, care este naționalist, populist, extremistă, că eu nu fur decât de la Carrefour, bere la pet, din respect față de multinaționalele care îl enervează pe Liviu Dragnea. De asemenea, transmit la noua conducere a Franței și salutul la prietena mea Florei de Vaslui, în alta ei apreciere, în care ea mi-a spus că în semn de respect pentru Franța o să practice decât sărutul franțuzesc. Luna aceasta mm, o să mă îmbăt aspurile pe franței și o să închină o cupă de bere pentru mari oameni care îi apreciez eu din Franța, precum Emmanuel Macaron, Zinedine Zidane și Karim Benzema de la Real Madrid, Eugenio Nesco Brancuzi sau Emil Cioran personalități francize care a dat lumii mari realizări culturale infinite. Încă o dată felicitări franții pentru că a ales ce trebuia, că altfel eram vai de mama noastră cu UE cu tot. Viv la France, viv la Romanie! hai liberté, egalitate, sexualitate, pur tot la mondă!